Salutare prieteni! Astăzi vreau să vă recomand niște cărți foarte frumoase și extrem de benefice pentru sufletul vostru și pentru viața voastră. Așa că, haideți să dăm drumul! Deci, aici am toate cărțile pe care le-am citit și pe care încă două dintre ele le citesc în paralel. Acestea două de aici le citesc acum. Dar hai să începem cu toate cărțile pe care le-am citit eu până acum, de la începutul anului și până acum. Prima carte este Cuvintele către tineri, de părintele Gheorghe Calciu. Foarte interesantă această carte și eu vă recomand. A doua carte, Preasfânta Fecioara Maria, o carte foarte interesantă, la fel, vă recomand. După aceea, eu am cumpărat foarte multe cărți de la Muntele Athos, de la librăria lor online, dar mai am și alte volume pe care o să vi le prezint altă dată după ce le termin de citit. Dar această carte, Saints Who Battled Satan, sau Sfinți care s-au luptat cu diavolul, 17 Holy Warriors, 17 războinici sfinți, și aici prezintă și povestea Sfântului Antonie cel Mare. Foarte interesantă această carte și vă recomand cu căldură. The Orthodox Veneration of the Mother of God, sau De ce venerăm noi pe Preasfânta Fecioara Maria, Theotokos sau Mama lui Dumnezeu, de Sfântul Ioan Maximovici sau Saint John Maximovici. Foarte interesantă și această carte. Așa că da, să continuăm. Aici am încă o carte foarte interesantă, God's Revelation to the Human Heart by Father Seraphim Rose. Este Revelația lui Dumnezeu către inima omului, de părintele Seraphim Rose. O carte extrem de interesantă, la fel, puteți să o vedeți. Aici continuăm, Prophecy, Armageddon and the End Times Prophesied by the Orthodox Fathers, sau Profeții, Armagedonul și Sfârșitul Lumii, profețiile făcute de către părinții ortodoxi, sfinții ortodoxi. Foarte interesantă și această carte. Așa că hai să continuăm. The 38 Sayings of Saint Anthony the Great, sau Cele 38 de zicale, cuvinte de înțelepciune ale Sfântului Antonie cel Mare, sau Sayings of the Desert Fathers, sau zicale, cuvinte de înțelepciune ale părinților deșertului. O carte foarte interesantă, la fel. Și cartea aceasta, cele două cărți aici pe care le citesc acum în paralel, The Way, An Introduction to the Orthodox Faith, sau Calea, o introducere în credința ortodoxă. Și aici avem The Jesus Prayer, sau Rugăciunea Inimii, and its Application, și cum o putem noi folosi. Cum poate fi rugăciunea inimii aplicată, în ce condiții. Și aici vă explică The Opinions of Saints, of Elder Paisios, and Other Contemporary Elders. Deci opinia sfinților și a altor preoți, părinți sau mai mari. O carte foarte interesantă. Eu am mai citit încă o carte care se numește Mari Inițiați ai Indiei și Părintele Paisie. O carte foarte, foarte interesantă pe care vă recomand. Vă va explica foarte multe lucruri și despre yoga și despre lucrurile acestea care vin, înșelăciunile acestea care vin din Est și din alte religii care sunt extrem de periculoase pentru sufletul vostru, și unde vă explică cu argumente extraordinar de bune cât de periculoase sunt aceste trenduri, aceste religii, aceste lucruri care vin din estul extrem, de la yoga, mindfulness, meditation, meditație și tot felul de chestii de-astea care sunt, și vă explică foarte bine în această carte, așa că vă recomand cu căldură. Puteți și voi să-mi recomandați cărți și ce părere aveți despre toate aceste cărți pe care le citesc eu acum, pentru că eu vreau să studiez pe cât posibil creștinismul și fac lucrul acesta de ani de zile și vreau să studiez ortodoxia foarte mult și să văd, pentru că sunt foarte multe lucruri care mă lasă cu gura căscată și sunt extrem de impresionat cu lucrurile pe care le găsesc în aceste cărți. Și în plus de asta, Viețile Sfinților vă recomand cu foarte mare căldură. Extraordinar de important este să citiți Viețile Sfinților și prin ce au trecut aceștia, Sfinții Martiri și tot așa. Vă recomand toate aceste lucruri că sunt extrem, extrem de importante, vitale pentru voi și pentru viața voastră, sufletul vostru. Așa că da, lăsați în comentarii ceea ce credeți și ne vedem data viitoare. Spor la citit! Doamne ajută tuturor! Pa!